Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi de Agenda Zilei, domnul în Comuna Benceș-Șocatia, realizăm un interviu cu primarul Comunei Benceș-Șocatia, domnul Victor Georgea. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați revenit în Comuna Benceș-Șocatia! Suntem la sfârșitul lunii octombrie, la dumneavoastră s-a făcut ziua vârstnicilor în Comuna? Din păcate nu s-a făcut ziua vârstnicilor, bugetul local nu ne permite să facem astfel de evenimente, fiindcă nu sunt bani. Și orice eveniment costă, luând bani din alte parte, vine Curtea de Conturi și ne impută banii, fiindcă noi nu avem venituri extrabugetare decât bugetul de stat încolo. Veniturile noastre sunt destul de mici și nu putem să facem astfel de evenimente. Când putem și noi facem, când nu se poate, nu sunt bani, nu putem să facem astfel de evenimente. Deci banii au fost problema. Aș vrea să vă întreb cum vă descurcați cu facturile, cu căldura în școli, facturile la utilități, care este situația la nivelul Comunei Benceș-Șocatia? Până acum ne-am descurcat bine. Deci nu am avut probleme cu facturile, am achitat facturile la timp. N-am avut probleme nici cu iluminatul public, dar de acum acolo sunt sigur că o să avem probleme mari cu facturile, în special cu iluminatul public, cu facturile de la școli, chiar și factura de la primărie, fiindcă prețurile sunt extrem de mari, iar veniturile noastre sunt extrem de mici și nu știu cum ne vom descurca. Eu am discutat și cu directorul școlii, i-am explicat situația, să găsească toate metodele pentru a face economie de curent electric și până la urmă, de ce să nu zic și de lemne, însă până la nu putem să facem la în extremis aceste economii, fiindcă atunci nu se mai poate desfășura procesul de învățământ. Dar ce reduceri se pot face atunci? Care ar fi reducerile? Nu știu, la iluminatul public să reduceți programul sau? La iluminatul public, așa cum spuneam, nu am avut probleme, fiindcă a fost ora de vară, iluminatul public s-a aprins de târziu, s-a stins de vreme dimineața. De acum acolo, singura soluție pe care am văzut-o pe unde am trecut și eu prin țară și pe la colegii primari cu comunele vecinate, am văzut că de la ora 11 noaptea până dimineața la 4 se stinge iluminatul. O să aplicăm și noi. Intenționez și o să fac, fiindcă dacă nu fac așa, până la urmă ne va trăia și nu o să mai avem deloc nici sara. Și nu avem practic cu ce să plătim. E imposibil de a suporta. Becuri sunt aproape stâlp de stâlp, iluminatul este, zic eu, destul de bun, însă ne fiind banii, până la urmă vor veni și ne va decopla. Atunci am luat măsura ca, începând când se schimbă ora de iarnă, să aplicăm și noi aceeași metodă pe care am văzut-o și prin alte comune. Și la școli ce reduceri se pot face? Nu știu, să se reducă orele de cursuri? Ce să se facă? La școli n-aș vrea nici să se reducă orele de cursuri, fiindcă și așa orele sunt destul de comasate și copiii totuși au nevoie ca să învețe carte. Dar ar trebui mai multă exigență și mai multă atenție să nu ardă becurile inutile. De multe ori când trec chiar și pe aici, prin primărie, eu pe unde văd becul aprins, ziua îl stâng. Așa trebuie să facă și ei la școli, să stângă becurile și dacă ar putea să decaleze ora, să înceapă orele la ora 9, o să discut problema și cu nouul director, să înceapă orele pe la ora 9 și să termine cu ore mai târziu, fiindcă oricum dimineața, acum fiind iarnă, se cunoaște o oră. Toată lumea se plânge de bani. Vor fi probleme mari. Toate scumpirile care au fost în ultima perioadă, toate scumpirile care vor urma, probabil înainte de sărbătorile de iarnă, înainte de 1 decembrie, va fi o iarnă destul de complicată pentru toți românii, nu doar pentru noi sau autoritățile locale. Aș vrea să vă întreb în ultima perioadă ce investiții ați mai făcut în statele componente și dacă ați întâmpinat ceva probleme. Știu că la ultima emisiune ne vorbeați de ceva probleme cu constructorii. Investiții am făcut, o să lucrează la canalizare.
Se lucrează la aducțiunea cu apă, s-a făcut în satul Bălcești, s-a început la bazinele unde vine captarea apei pentru a trimite apa în sus în stația de pompare care va pleca în comună. De asemenea, se lucrează la canalizare în satul Bengești, se lucrează la căminul cultural și la fosta grădiniță Bengești, la acel centru de incluziune socială. Dar spre părere de rău vreau să spun că constructorii lucrează ca melcul. La centru de incluziune socială vă referiți? La toate mă refer. La toate se lucrează ca melcul. Acum sunt și circumstanțe în care cred că m-au și ei dreptate, dar lipsa forței de muncă îi face ca să nu poată să termine conform graficilor și conform contractelor lucrările în termenele stabilite, fiindcă nu au oameni, o parte dintre ei au plecat pe salarii, pleacă în afară pe salarii mai motivante față de ce salarii primesc aici. O greșeală pe care o văd eu și n-am spus-o niciodată, dar mă frământ această chestiune, cred că și guvernul ar trebui să intervină, deși sunt firme și multe, dar o parte dintre ele au și început să dispară, și să vină și să spună așa, ai 3 lucrări contractate, nu poți să mai participi la 4-a lucrare. Fiindcă ei caută, acaparează foarte multe lucrări, după ce și-au luat lucrările, încheie contractele, după aceea încep să le subcontracteze, ceea ce nu văd o chestie bună, ți-ai luat lucrarea, du-o la bun sfârșit. Și atunci să le impun aceste măsuri. Nu poți să mai iei alte lucrări până nu le termin pe acestea. Când ești aproape pe finalizare, poți să participi și la alte licitații. Ei ia foarte multe lucrări și după aceea se încurcă lipsa forței de muncă și totodată și oamenii, a calificării oamenilor. Încă nu au oameni calificați, fac contracte pe 3-4 luni de zile cu oamenii. Nu poți să le numești firme care umblă numai cu practic numai cu șmecherii se umblă. Eu nu sunt de acord așa. Ți-ai luat lucrarea, două la bun sfârșit. După aceea vin să fac greșeli, vin cu note de renunțare, vin cu fel și fel de chestiuni care nu și-au rostul. Deși câteodată și proiectele sunt greșite, că nu prind anumite chestiuni. Și de aici se lungește timpul de... Se lungește timpul și oamenii spun că dumneavoastră... Da, oamenii... De vină. Oamenii arată că primarul e de vină sau primăria. Nu-i de vină primarul. Primarul s-a zbătut, a luat proiecte, le-a licitat. De aici încolo primarul nu mai are nicio treabă. El numai să vină să facă presiuni ca să termine lucrarea. Dar de multe ori facem presiuni și facem degeaba că nu ne ascultă, fiindcă ei au legislația lor și ce spune? Lăsați că mai lungi, mai au profitat de această pandemie și au venit cu fel și fel de tertipuri, ceea ce eu nu văd corect. Încă o dată vă repet, ai luat lucrarea, pune mâna și termină și legislația ar trebui să fie și pentru ei clară. Bun, ne spuneați că toate lucrurile sunt întârziate în momentul acesta, nu doar la centru de incluziune socială. Toate sunt întârziate. De exemplu, centru de incluziune socială, când ar trebui finanțat? Toate să termine pe 10 decembrie și centru de incluziune socială și căminul. Și să va termina de, nu să termine niciuna. Nu să termine niciuna. De exemplu, mă surprinde căminul. Căminul trebuia terminat din luna lui septembrie, să zic așa, însă nu știu de ce a tergiversat atâta și eu înțeleg că nu au bani, dar când te apuci și îți faci o firmă, trebuie să ai ceva, un capital al tău. Să-și ceară cum era înainte și era un cash flow și spunea dacă n-ai 20 de miliarde, nu poți să participi la o lucrare, să zic eu, de 100 de miliarde. Acum le dă voie și participă toți. Probabil guvernul s-a gândit că nu e forță de muncă, nu sunt bani și ei vin, fac lucrare de, eu știu, de 100 de mii și vine și spune factura. Dacă nu-i dai banii la timp sau se întârzie din anumite motive, nu mai lucrează, că n-are bani să plătească materialele. Aia nu poate să fie o firmă, aia poate să fie așa
o chestie de cartier. Ei trebuie să vină cu banchet, nu, să aibă cel puțin, așa cum spuneam, o treime din valoarea investiției și după aceea pot să lucreze. Dar așa, nu, s-a mai interziat și de la Ministerul Dezvoltării de la București, au dat banii după 3 luni de zile, valori destul de mari, 18-20 de miliarde și vă dați seama că n-au putut să mai lucreze, dar vă spuse, dacă licitezi 10 lucrări. Da, am înțeles. Da. Bun, deci o parte dintre lucrări sau toate ar trebui finalizate până la 10 decembrie? Da, cu excepția adăpțiunii cu apă și canalizării care mai durează, dar... În acest moment, sunt întârziate. De apă, în acest moment aveți apă potabilă în ce state? Sau care ca să fiu așa, să fiu bucuros în emisiunea aceasta, pot să spun că am furat un puț în Câmpul Mare și acum o săptămână l-am terminat și a ieșit un debit destul de bun de apă. Deci, avem două puțuri cu apă și e un lucru, zic eu, bun pentru oameni. Acum un puț ne ajungă, deci cu un puț nu avem probleme cu apa, fiindcă nu se udă. Dar când se va uda, poți să avem vreo 10 și cred că tot... Da, asta este perioada, da, este perioada și e perioada nu numai la Bengești, este perioada, da, e perioada peste tot. Da, dar oamenii nu înțeleg că apa nu trebuie să ude, da, în fine. Apa este potabilă în acest moment? Deci este potabilă acum, numai în satul Bengește, pentru că deci apa se lucrează la Bălcești, la captare. Apa la captare Bălceștiul trebuia cu toată conducta până la... Deci în Bengești și Ocadia trebuie să fie terminat anul care vine, pe la luna lui octombrie, la Miramaș, că o pot termina. Mare lucru n-ar mai fi dacă ar urgent a constructorul, dar cum lucrează așa mai încet, nu cred că o termină. Dumneavoastră, ca și autorității locale, domnule Viman, nu puteți să faceți nimic în ceea ce privește problemele acestea cu... Nu poți să faci nimic decât să țipi și să le spui că trebuie să facă, să facă. Nu avem în contract, numai să le percepem penalitățile care sunt, dar și penalitățile nu sunt extrem de mari, fiindcă dacă prevezi niște penalități mari în contract și contractele sunt stas, iar n-ai făcut nimica și nu găsești constructor să vină dacă îi pui niște penalități și niște condiții foarte dure. Am înțeles care este situația cu lucrările în acest moment, cu investițiile, se apropie iarna, nu avem mult până la 1 decembrie. Cât de pregătiți sunteți și la ce vă așteptați iarna aceasta? În primul rând mă aștept să dea o zăpadă mare și să țină vreo 3 luni de zile. Cred că ar fi cel mai bine, fiindcă agricultura, fiindcă țăranul are nevoie și el se bucură când este zăpada mare, fiindcă pământul are totuși nevoie de apă. Am văzut ce s-a întâmplat în anii trecuți când nu a fost zăpadă și producția de recoltă a fost slabă. Deci zăpada reprezintă până la urmă o bogăție pentru sol și e destul de bine. Noi avem buldocul pe la primărie, n-am făcut niciun contract cu nicio firmă ca să dezăpezăm drumurile. Cred că putem să facem față, iar dacă chiar zăpada e destul de mare și nu ne putem descurca cu buldocul, este un cetățean aici care are un plug și ne poate ajuta și el să dezăpezăm drumurile, dar așa cum spuneam, le putem noi face față și chiar oamenii trebuie să înțeleagă și ei că cu ani în urmă nu se dezăpezau drumurile deloc și puteau să circule pe o potecă. Acum pretențiile sunt destul de mari și de multe ori oamenii nici în fața casei nu iasă să-și dea zăpada la o parte. Dar durează 2-3 zile, fiindcă se topește, drumurile sunt asfaltate, nu mai sunt cum era odată pietruite, drumurile sunt asfaltate și se circulă ușor. Nu ar fi problema dezăpezirea. Avem lemne, o să ne luăm și niște cărbuni, la școli sunt lemne, deci problema va fi consumul de curent, care trebuie să facem economie și mă surprinde, fiindcă s-a liberalizat această piață în condițiile actuale. Noi care suntem producători de curent electric, mă refer la România, a ajuns ca să importe curent electric. Aici sunt probleme care ne depășesc pe noi și chiar dacă nu ne depășesc, n-are rost să spunem, fiindcă sunt alții care ar trebui să ia măsurile acestea pentru
ca populația să nu sufere din cauza energiei electrice. Dar sunt foarte multe probleme la nivel național care ar trebui rezolvate de guvernanți. Da, probleme, da. Trebuie rezolvate de guvernanți, nu de noi. Cu anii urmă, dacă cine plătea, cine consuma mai mult, plătea mai puțin. Acum s-a sucit la 360 de grade, cine consuma. Trebuie să consumăm puțin, pentru că ne întoarcem la anii din 1989. Barem atunci s-a construit ceva în țară, acum se construiește și nu avem nici curent. Cu ce probleme vin oamenii la dumneavoastră, domnule primar? Înainte de a începe emisiunea, am găsit la dumneavoastră în birou o doamnă care a venit cu o problemă, ne spune dumneavoastră, legată de pădure. De ce? Problema cea mai mare la noi, la Bengești, este problema ADS-ului, în care eu am ridicat și când a venit domnul președinte Ciolacu, am ridicat această problemă și mi-a promis că o să vorbească prin parlamentarii noștri de Gurj și să vorbească cu directorul de la ADS să poată să retrocedăm terenurile oamenilor. Asta nu ai probabil printr-o lege, că nu e chiar așa ușor, dar sau dar până la urmă ne trebuie lege, fiindcă ei n-au luat terenurile prin lege și ei le-au luat printr-un protocol. Tot printr-un protocol ar trebui ca ADS-ul să dea pământurile la comisiile locale, iar comisiile locale să le retrocedeze moștenitorilor de proprietarilor de drept, mai bine zis. Nu văd impedimentul de ce nu ar retroceda terenurile vechilor proprietari. Fiindcă ADS-ul este o instituție fantomă făcută, nu a deținut niciodată terenuri. Deci n-a fost o instituție care, să zicem, înainte de 1945 sau nu știu când, a deținut terenuri. Ea n-a deținut terenuri, s-a format așa ad hoc și ar trebui ca aceste terenuri să ajungă la cetățeni. Eu am 84,7 hectare pe care stau la ADS-ul din 1996, nu produc nimica și mă întreb acum și întreb cine pierde, nu poporul român, nu românii, fiindcă țăranul care are terenul ăla, terenul trebuie să producă. Dacă ne aducem aminte, până în 89, fiecare palmă de pământ se cultiva. Acum sunt mii de hectare nearate, necultivate, au crescut tufișuri pe ele și mărăcini ușor. Asta este problema numărul 1, ADS-ul, care rog să intervină parlamentare și să ne retrocedeze terenurile, unu, și în al doilea rând este problema pădurilor. Știți că s-a emis în 2017 aceea decizia Curții Constituționale 395, parcă și în care terenurile forestiere au trecut în proprietatea ocoalilor silvice. Ocoalile silvice sunt proprietate de stat. Și de aici oamenii nu pot să mai retrocedeze, să-ți primească terenurile, fiindcă în decursul anilor comisiile comunale au întâmpinat greutăți în restituirea terenurilor forestiere și nu s-au făcut restituirea în totalitate. Iar acum oamenii vin și își cer pădurile și noi nu putem să le retrocedăm. Eu am depus, nu știu, vreo 27 sau 32 de dosare pe la prefectură, le-am depus cu ani în urmă, din 2018, nici până acum n-am primit niciun răspuns că s-a făcut ceva cu aceste dosare. Fiindcă decizia curții prevede ca să dosarele să fie depuse la Comisia Județeană, iar de Comisia Județeană prin prefectură să fie trimise la București pentru a se găsi o măsură. Măsura este clară. Eu am ridicat problema asta de enori și mi s-a spus că nu se poate decât printr-o lege, fiindcă e o decizie a curții și numai printr-o lege să revine la vechea formă. Din 2017 până în 2023, că suntem în 2023, nu s-a făcut nimic. N-au de suferit decât oamenii, iar pădurile se taie. Să nu spună mie că cei de la București sau cei de la Târgu Jiu nu văd, sau din alte județe, nu văd, fiindcă sunt așa, iar noi care suntem aici în comunitate vedem că totul se taie păduri, legal sau ilegal, dar se taie. Ar fi bine ca să se dea să se taie legal și la vechii proprietari pe care au avut terenuri. Aveți o comunitate destul de însemnată de romi în Bengești, Jocadia, ceva probleme? Vă întreb asta pentru că, de exemplu, domnul primar de la Spoarța, domnul Ion Stamatoiu, spune mereu că aceștia nu-ți plătesc taxele și impozitele. Care este situația la dumneavoastră? Probleme n-am avut cu romii, de ce să zic,
probabil unii am fost și eu puțin așa mai exigent cu ei, m-au ascultat, o parte dintre ei au plecat, deci probleme mari, să zic așa, în care să existe furturi la nivelul comunii sau la astea, nu am avut probleme. Problema, exact ce spunea și domnul primar de la Scoarța, problema impozitelor și taxele. De asemenea, la salubrizare, nu... De ce să nu zic că sunt și români care mai facă gălăgie, că de ce să plătească gunoiul? Păi nu plătește gunoiul lui Georgian, plătește gunoiul lui. Să avem întâmpină mari probleme în ceea ce privește salubrizarea și impozitele și taxele, însă în special amenzele. Și sunt amenzi foarte multe amenzi de circulație. Am ridicat problema, n-a luat nimeni această problemă. Și să găsească metode. Adică de constrângere. Poate că nu e cuvântul potrivit, constrângere, dar o obligație cetățenească până la urmă. Ai greșit, plătești, ca orice cetățean în România. Ai făcut o greșeală, plătești. Ai furat, plătești, duci la pușcărie. Deci și aici ar trebui ca, eu știu, într-un termen de 3 luni de zile să suspende dreptul. De exemplu, o măsură ar fi să suspende dreptul de a conduce. Să-ți se pune, ai o valoare mai mare, sechestru pe autoturism. Deci că să plătești impozitele, fiindcă noi pierdem pe două părți. Ne degrevează odată, adică bugetul ne-l împovărează și în al doilea rând, când se împarte bugetul de către finanțe la începutul anului, zice, păi ai de încasat, n-ai încasat decât 60%. Atât îți dăm și noi 60%. Și e normal, mi se pare corect. Iar noi nu putem să facem nimic să încasăm acești bani. Deși am făcut chiar unele neortodoxe unele presiuni, n-au dat rezultate, fiindcă legislația nu spune ca să faci asemenea chestiuni și mă refer aici, n-am vrut să eliberăm o adeverință, să zicem, să-și facă buletinul. Nu pot să obstrucționez cetățeanul de dreptul lui. Și am fost obligat, am zis, pe la nu plătești impozitele. Nu se poate. Deci am fost obligat să-i dăm omului, fiindcă e dreptul lui, dar îndatorirea lui era să plătească și impozitul, ceea ce nu se întâmplă. Și eu aș ruga Parlamentul, dar... Acum să lăsăm și chestiile astea că electoral, că nu știu ce, nu știu cum. Nu, domnule, e lege și cu asta, basta, da. Nu știu de ce nu se vrea. Sunt greutăți mari, deci nu numai la Bengeș, la Scoarța sau nu știu unde. În toată țara cu colegi primari care îi mai cunosc și care ne mai întâlnim și discutăm aceeași problemă, amenzile. Deci nu-și plătesc o dată gunoiul, nu-și plătesc și taxele. Acum să nu facem din asta un caz că numai cetățenii români. Sunt și cetățeni români care nu plătesc. Acum, ce să facem? Asta e... Dar care este explicația? De ce nu plătesc gunoiul? Păi de ce să plătească gunoiul? Că mulți să vin cu explicația că zice că el plătește impozitele, eu știu, pe care le are el într-un an de zile, să zicem, 200 de lei și gunoiul face 240 de lei. Păi dacă asta este, ce vină avem noi? Atâta se plătește... Dă-mi un exemplu, depinde de... Dacă se plătește colectarea gunoiului, se plătește 9 lei, cât se plătește și la celelalte OAT-uri, dar aici depinde de numărul de persoane, știți câte persoane. Sunt unii sunt mai mulți, alții sunt mai puțini. Este o problemă cu gunoiul ăsta, poate că de multe ori oamenii m-au și dreptate, dar n-avem ce să facem, că înainte știți că nu se plătea... Când până la noi a apărut acest sistem de a colecta gunoaiele, erau pe la capetele podurilor sute de vagoane, cred că, poate că sau, hai să exagerai sute, dar zeci de vagoane de gunoaie la toate podețele. Râurile erau vai de mama lor. Acum să cunoaște totuși, nu mai este, sunt curate, nu mai sunt gunoaie, une și une câte un depozit așa răzles pe care îi rog oamenii și pe această cale care văd această emisiune să nu mă arunce, fiindcă vrem să avem totuși, să trăim într-un mediu curat, nu cu mizerii la capătul podurilor. Am înțeles. Vă mulțumim mult de tot, domnule primar, pentru toate aceste amănunte. Vă ajută să se rezolve toate problemele cu investițiile, să se finalizeze măcar în februarie, martie. E perioada aceasta de iarnă, nu se poate lucra. Nu, dacă, deci dacă nu se lucrează, dacă nu se finalizează până pe 10 decembrie, cum da, este problemă. Și da, vreau să vă mai spun, am obținut acum o finanțare pentru construirea unui dispensar în satul Ciocadia.
Și acum mă gândeam la Compania Națională de Investiții și vreau să fac, chiar acum vreau să fac o adresă și să-i rog, fiindcă dispensarul nostru arată cam rău, și să-i rog să dea drumul cât mai repede la finanțare. Și totodată am vrut să facă licitația ei la București, să nu mai facem noi aici. Probabil au experiență mult mai mare, au altceva și poate că urgentează dâns și mai mult treburile. Să puteți să, în primăvară să ne să se apuce de lucrări. Am înțeles. Vă mulțumim mult de tot. Punem punct aici ediției emisiunii în această zi, agenda zilei. Ați urmărit așadar, domnilor și domnilor, un interviu cu primarul Comunei Bencești, Ciocadia, domnul Victor Georgea. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la agenda zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la agenda zilei.